Salutare, sunt Adrian Boioglu și astăzi am să-ți arăt un produs nou, un produs pe care l-am avut în review pentru aproximativ o săptămână. Este vorba despre TP-Link Wi-Fi Smart Plug. Acesta este. Haideți să-l vedem împreună. Bun, primul lucru pe care îl facem este o despachetare. După cum vă spuneam, avem de-a face cu o priză care este suficient de deșteaptă încât să se conecteze la Wi-Fi și să-ți dea niște informații. Haideți să-i facem o despachetare. Să vedem aici ce scrie pe cutie. Aici avem TP-Link Wi-Fi Smart Plug with Energy Monitoring. Îți spune că poți să-ți controlezi bradul de Crăciun, lampa, umidifierul, de oriunde din lume, atâta timp cât ești conectat la internet. Iar pe spate ni se spune faptul că avem o aplicație de iOS și una de Google Play. Poți să faci scheduling, way mode, energy monitoring și remote access. Îți dă și un system requirements. Telefoanele cu iOS, iPhone, iPad, de fapt, pot să ruleze cel puțin iOS, au nevoie de cel puțin iOS 8. Iar cele cu Android 4.1 sau mai mult decât atât, ce ai nevoie și de o rețea Wi-Fi în casă. Iar aici îți dă ceva informații despre limbile în care sunt manualele din cutie, o poză cu device-ul în sine din lateral, dar și faptul că merge de la 100 la 240 de V, deci asta înseamnă și pe voltaj american și pe cel european. Haideți să o desfacem. Primul lucru pe care îl vedem aici sunt niște cărticele, așa cum e de așteptat. Cărticele și iar cărticele. Niște pași pe care trebuie să-i urmezi atunci când ai, când vrei să conectezi smart plug-ul. O altă cărticică, un quick start guide, un ghid de inițiere rapidă. Și device-ul în sine, care arată așa, este vorba despre un butonel aici, un alt butonel aici pe care nu l-am văzut decât la ceva timp, priza propriu-zisă, care e o priză Schuco, în care bagi orice ștecher, oricât de mare ar fi, poate cealaltă e un ștecher Schuco pe care îl bagi în priza obișnuită. Ideea este că asta să o bagi în priză, în ea să faci ștecherul de la un prelungitor sau de la un device în sine și după aceea să le controlezi pe toate de la distanță. Tot ce avem de făcut este să conectăm această priză la o priză obișnuită și o transformăm într-un smart plug. Să prindem un beculeț aici și în ea băgăm alte device-uri. Am descărcat între timp aplicația, se numește Casa, nu știu cât se poate vedea pe ecran. Casa, se scrie K-A-S-A. Odată ce ai conectat-o, apeși pe My Smart Plug, îmi spune că Remote Control Disabled when not connected to Home Wi-Fi. Hai să vedem de ce. Poate nu este... Aha, gata. Deci tot ce am făcut a fost să apăs pe acest butonel și priza s-a activat. Apes pe ea, priza se dezactivează. Iar ceea ce este interesant la această aplicație, este să dăm și luminozitatea mai mare la telefon, vreau asta să fie mai vizibilă. Ceea ce este interesant la această aplicație este că poți afli informații legate de consumul tău și de alte detalii asemănătoare. Poți să-ți faci niște workflow-uri, dar ne întoarcem la device-uri aici. Dacă apăsăm pe priză, vedem cât am folosit-o, uite, de exemplu, astăzi am folosit-o timp de 17 ore și în tot acest timp, curentul folosit de ea și de device-urile care au legat de la ea, adică un calculator, un OVIOZ și așa mai departe, au folosit 0,25 kW. Haideți să mergem aici să vedem consumul total în ultimele 7 zile, 4,34 de kW/oră, media zilnică și avem aici consumul total în ultimele 30 de zile. După cum vă spuneam, am folosit-o aproximativ o săptămână și ceva, deci nu este relevant pentru toată luna. O altă funcție importantă a acestei aplicații ar fi faptul că poți să rulezi priza, dacă vrei, în regim de programare, away sau timer. Și hai să le luăm pe rând să vedem ce face fiecare dintre ele. Pe schedule, dacă mergi aici, apeși pe plus, și poți să pornești sau să oprești curentul,
la anumite ore din anumite zile. Poți să-i dai chiar să se repete în fiecare zi sau în anumite zile ale săptămânii. Să zicem că vrei să pleci în vacanță. Dacă pleci în vacanță, chestia asta e mai bună, de fapt, la away. Dar la schedule, poți, de exemplu, să zicem că ai nevoie, ai o stropitoare de apă, de grădină, de gazon, care trebuie să fie conectată la curent și să stropească, gazonul în anumite zile ale săptămânii. Poți să-i faci chestia asta, să-i dai curent atunci când vrei. Mergem pe funcția de away. Poți să pornești și să oprești priza între anumite paliere orare. La ce ajută chestia asta? Să zicem că ești în vacanță și vrei să-ți pornească televizorul sau alte aparate din aspiratorul și așa mai departe din casă, așa văd încât vecinii sau hoții, de ce nu, mai degrabă hoții, să creadă că ești acasă și în felul ăsta să nu dea buzna peste locuința ta și să-ți ia una alta, inclusiv smart plug-ul. Iar funcția de timer este la fel de util atunci când, de exemplu, ai nevoie ca după un anumit număr de minute ceva să se stingă. Să zicem, eu am nevoie ca televizorul să se stingă după 30 de minute, copiii se uită la televizor și nu vreau să-i las să se uită mai mult de 30 de minute pe seară, setez priza, o conectez la ea televizorul și după aceea mă asigur că televizorul se închide după 30 de minute. Funcția asta se poate face și în timerul televizorului, îmi veți spune, da, dar nu există timer dacă vrei să-l pui la un cuptor electric sau la, poate și acolo, la un aer condiționat și așa mai departe. Deci ai nevoie de funcția asta pentru anumite device-uri care nu au un timer, eu știu, instalația de brad și așa mai departe. Bun, cam acestea ar fi funcțiile pe care are smart plug-ul. Recomand această priză, acest device smart, pentru două categorii de persoane. Pe de-o parte ar fi vorba despre oamenii care sunt mai lene sau mai relaxați, vor să nu aibă atâta grijă cu device-urile pe care vor să le oprească sau să le pornească. Iar pe de altă parte o recomand celor care sunt bine fiți în ideea asta de tehnologie și au nevoie să beneficieze de toate avantajele ei în așa fel încât atunci când vin acasă, sunt obosiți și așa mai departe, să nu mai aibă grijă în plus. Să zicem că vrei să vii de la muncă, ai priza setată pe aer condiționat și atunci când te apropii de casă la 30 de minute de casă sau la 3 km, să pornească un aer condiționat în așa fel încât în camera în care vei sta să fie răcoare. De ce nu poți să folosești această priză pentru acest scop? Totodată poți să o folosești pentru instalația de brad de Crăciun, așa cum recomandă și ei. Este o aplicație ușor de folosit. Eu am avut ceva probleme în momentul în care am setat aplicația, dar voi povesti despre toate acestea pe boio.ro. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!